Poliția trece la roșu. Pentru că așa vrea ea. Și semnalizează numai după ce au făcut manevra. Ăștia se certează total cu legea. Se întâmplă joi la amiază, 2:30. 17 noiembrie. În centru București. Și ne mirăm că mai fac accidente. Omoară oameni sau distrug autospecialele. Mafie cu epolete și cu pistoale. Mașina poliției imită avarie. Și ocupa două bande de circulație. Creând situații de accident, obligând troleibuzul să iasă pe contrasens, riscând să ia în coarne bicicliști. Ei iau treabă. Stau la taifas. Parcagii. Halal avarie. Halal organ. De ce n-au pus mașina de-a latul drumului, știm o treabă. Și prima dată văd femeie la volan. Dar dacă e cu epoleț și ea e fără centură. Am și cu telefonul în mână. Stai care de dat un telefon. O urgență. Dacă e urgență, pornește girofarul tovarășa.